Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început titlurile ediției. Grija cumpărătorilor pentru sănătate umple buzunarele agricultorilor. Oamenii renunță încet, încet la produsele din supermarketuri și cumpără marfă mai ieftină și mai bună din piețe. Fermierii sunt și ei încântați că în sfârșit au cui să își vândă legumele și fructele. Alegerile locale vor fi mai colorate ca niciodată în Timiș. În cursă s-au înscris străini care se bucură de dublă cetățenie, conducători ai bisericii sau directori ce fac afaceri de sute de mii de euro. Cu toții sunt dispuși să renunțe la ocupația actuală pentru a deveni aleși. Șapte sculptori, șapte pietre și mii de picături de ploaie au schimbat peisajul din fața viitoarei parcări din piața Timișoara 700. Totul în trei săptămâni în cadrul taberei de sculptură Andezit 2012. Legume și fructe românești, gustoase și ieftine. Asta caută timișorenii care au început să pună preț și pe sănătatea lor. Este și principalul motiv pentru care aleg să cumpere din piețe sau direct de la producător și nu de la supermarket. În sfârșit, agricultorii din județ au cui să își vândă marfa. Și pentru că există cerere, mai ales pentru recolta din acest an, fermierii speră ca 2012 să fie roditor. Deși are doar 32 de ani, Nicolae Dobre este veteran în agricultură. De mai bine de 10 ani scoate pe piață legume și fructe 100% naturale. Și deși a fost o iarnă grea, legumicultorul timișan se străduiește să scoată o producție bună. În cât timp credeți că ieșiți cu ei pe piață? În jur de o lună de zile, cam așa. O lună de zile, 3 săptămâni, cam așa ceva. În acest an, Nicolae mizează mai mult pe producția de cartofi. A cultivat 8 hectare și speră ca profitul să depășească investiția. Comparativ cu prețul din supermarket, kilogramul de cartofi cumpărat de la el este de două ori mai ieftin. Aș vrea să ajung măcar la un leu, un leu 20, un leu cam acolo, ca să pot să ieși eu cu ceva profit. Așa, muncă voluntară nu-mi convine. Și Iosif Mărcuș este vechi în branșă, are experiență multă și acum încearcă să-i atragă pe cumpărători la el acasă. Motivul? La producător direct sunt cel puțin de 3 ori mai ieftine decât la supermarketuri. Până ajunge cartoful, de exemplu, ceea ce cultiv eu, la supermarketuri, mai ajungem prin 3 verigi sau mâini, între ghilimele. Înainte de a lua această decizie, legumicultorul a încercat să vândă marfa direct în supermarket, dar nu a reușit. Este o nedreptate pentru faptul că noi la supermarketuri ajungem foarte, foarte greu. Știți prea bine, sunt comisioanele foarte mari și ei sunt interesați să lucreze cu acei samsari. În piață, comercianții vând kilogramul de lubeniță cu 4 lei, conopida cu 3 lei și cartofii cu 1 leu și 20 de bani. În schimb, la supermarket, lubenița este la 5,50 lei, conopida la 5,99 lei și cartofii la 1,19 lei. Mai mulți sunt cei care au observat diferențele și au renunțat să mai lase banii la supermarket. Își fac în schimb cumpărăturile în piață. Cât economisiți dumneavoastră, de exemplu? Poate într-o zi la cumpărături și 5-6 lei. Sunt mai naturale și consider că dacă sunt de la sat, sunt mai bune. E mai proaspăt, e mai ieftin. E mai ieftin decât la supermarket, de exemplu? Da, da. Cam cu cât? Depinde de produse. În principiu 20-25%. Prețul crește de cele mai multe ori din cauza intermediarilor, care cumpără marfa cu un preț și o revând. Legumele și fructele ajung să fie de două sau chiar de trei ori mai scumpe în piețe. Chiar și așa, spun clienții, produsele de pe tarabe rămân tot mai ieftine decât la supermarket. Dacă vă e dor de parfumul săpunului de acasă al bunicii și dacă vreți ca produsul să fie 100% natural, o timișoreancă vă învață cum să vi-l preparați singuri acasă. Aflați rețeta mai târziu în jurnal. Alegerile locale vor fi mai colorate ca niciodată în Timiș. În cursă s-au înscris străini care se bucură de dublă cetățenie, conducători ai bisericii sau directori ce fac afaceri de sute de mii de euro. Pentru funcția de președinte sau de consilier în instituția de stat, cu toții sunt dispuși să renunțe la ocupația actuală. Ceva problemă? Nu. M-am născut în Kuwait, sunt originar iordanian, sunt cetățean român. România consideră prima țară, nu al doilea.
George Abdo trăiește de 20 de ani în Timișoara și conduce unul dintre cele mai mari centre comerciale din oraș. Afacerea rulează zilnic sute de mii de lei, dar românul George Abdo e dispus să renunțe la puterea de astăzi pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș. Vreau să lupt pentru Timișoara. Timișoara, dacă ne uităm pe timpul Ceaușescu, a fost cel mai frumoasă oraș în toată țara. Că toată lumea spunea și spunea bine atunci, orașul de flori. Și acum ce mi-e rușine să merg în altă parte, să-mi spune lumea, uite, cel mai murdar oraș sau mizerie. Și neamțul Peter Hochmut, cel care conduce două dintre cele mai puternice afaceri cu capital german din Timișoara, e dispus să devină ales județean. Lider al Clubului Economic German din Banat, timișoreanul prin adopție pune businessurile de sute de mii de euro pe locul 2. Ca și consilier județean, va munci pentru un salariu de doar 900 de lei pe lună. Un obiectiv de Forum Ceman sunt lucrurile de minoritate, educație în limba cemană sau probleme sociale din membrii de la minoritate. Planurile sale sunt mărețe. Vrea să transforme Timișoara în Leipzig de România. Înainte de război, un oraș foarte puternic, dar după 50 ceva de ani de comunism a suferit foarte mult, dar s-a reorganizat acum. Și cu Leipzig eu compar Timișoara. Numai că mai trebuie să ne organizăm și noi. Da, da, da. Și reprezentanții bisericii cred că pot să contribuie la prosperitatea județului. Protopopul Ceaba Fazacaș vrea să predice în Consiliul Județean gândurile electoratului. Din moment ce se aduc decizii pe diferite nivele, aș dori ca să fim prezenți ca biserică, ca preot și pe undeva ca și o conștiință în politicul de astăzi la deciziile care se aduc pentru oameni, de către oameni. Protopopul spune că are un avantaj față de ceilalți candidați și pentru că biserica este una dintre cele mai iubite și respectate instituții din România. În plus, un alt preot timișorean, Laszlo Tokes, este acum europarlamentar. Nu doar funcțiile din Consiliul Județean par să-i atragă pe candidați. Și posturile din administrația locală sunt tentante pentru cei cu un trecut profesional sau personal inedit. Chiar dacă nu reprezintă partide puternice, mulți dintre cei propuși la funcția de edil au cel puțin o poveste bună de spus. Corespondentul Analog TV, Manuela Strinu, are amănunte. Bună seara, Manuela! Bun găsit! Funcția de primar pare una tentantă pentru candidații de la partidele neparlamentare. Astfel, la alegerile de peste o lună vom avea ocazia să votăm un marinar. Campania sa electorală se bazează pe transformarea canalului Bega, astfel încât câștigul municipalității să fie unul însemnat. Tot primar vrea să fie și un diriginte de oficiu poștal. Acesta spune că el este cel care știe cel mai bine problemele oamenilor din moment ce le livrează periodic corespondența. Un alt candidat inedit de această dată la postul de consilier local a fost Silvia Staia, realizator TV și autoare a mai multor cărți despre Feng Shui. Aceasta s-a retras însă din cursa electorală. Mulțumesc pentru informații, Manuela. La Timișoara, liceenii aflați în an terminal care nu prea pun mâna pe carte primesc online sfaturile ce le pot asigura o notă bună la bacalaureat. Elevii olimpici, dar și dascălii din oraș vin cu învățături pentru candidații mai puțin conștiincioși care vor da examenul în acest an. Eliminarea factorilor care distrag atenția sau testarea periodică sunt doar două dintre sutele de sfaturi care au umplut internetul. Lavinia Ghita este elevă și ea în clasa 12-a și în vară va susține bacalaureatul. Știe foarte bine în ce constă pregătirea pentru examene. Mai ales că are rezultate excelente la școală, dar a participat și la nenumărate olimpiade, de unde s-a întors cu premii și medalii. Sfaturile ei pentru liceenii care nu au învățat sunt simple. Ar trebui să vadă exact ce știu cât de cât și ce nu știu, să încerce să facă o recapitulare cât mai generală, să facă astfel încât să nu fie foarte stresați, eventual să facă niște examene așa înainte. Nu doar elevii siritori sar cu sfaturi și dascălile întind o mână de ajutor liceenilor care amână pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Profesorul universitar Mihai Chiș se numără printre ei. După 18 ani de experiență didactică în învățământul superior și alți 5 în pregătirea olimpicilor, știe la ce trebuie să renunțe un elev pentru a obține rezultate bune la BAC. E foarte greu în ultimul moment să recupereze ceea ce n-au învățat poate în 4 ani. Mai degrabă un calendar pe care să încerce să-l urmărească cât mai consecvent și să își bifeze lucrurile pe care le mai au de învățat. În timp ce olimpicii și profesorii caută soluții pentru liceenii leneși, elevii care răsfăiesc manualele pe ultima sută de metri se bazează pe metodele proprii de învățare.
În primul rând îmi organizez timpul, astfel încât să am și timp să învăț, cât să și mă relaxez. Îmi stabilesc cam 3 ore pe zi de învățat, urmate de o scurtă pauză, pe afară, mă plimb, stau în natură. Încerc să mai reduc din statul la calculator, învățat mai mult. Cum e? Deci acum pe ultima sută de metri? Da, da, pe ultima sută de metri. Am redus din prieteni, am redus din calculator, am început să fac mai multe exerciții. Viitoriolimpici.ro este doar una dintre paginile de internet unde liceenii care nu au poftă mare de învățat pot afla de la cei mai buni cum să facă să obțină note de trecere la examenul de maturitate. Când spunem să pun de casă, ne gândim fără doar și poate la bunica. Nostalgia, dar mai ales faptul că săpunul făcut acasă e mult mai sănătos, au determinat-o pe o timișoreancă să renunțe la produsele de igienă personală din comerț. Și-a cumpărat ingredientele necesare și s-a apucat de fabricat săpun. Pasiunea a venit inițial din curiozitate, ca să pot să mă conving, în primul rând, cât sunt de benefice și, în ultimul rând, cât de greu se fac. Și concluzia este cea pe care toată lumea care a folosit săpunurile bio făcute în casă, în principiu, anume că ele sunt extraordinar de bune pentru piele. Gabriela Mijea își prepară de mai bine de jumătate de an săpunuri bio din uleiuri 100% naturale. 230 de grame de ulei de cocos. Am pus ulei de ricin, soda am pus-o. Eu trebuie izolat într-o pătură la cald, unde lăsăm să stea până a doua zi, când putem să-l scoatem din formă ca să-l tăiem. Apoi săpunul se păstrează la temperatura camerei vreme de 6 săptămâni, timp în care substanțele folosite devin active. Specialiștii ne sfătuiesc să cumpărăm săpunuri bio pentru că nu conțin substanțe dăunătoare pielii. Având în vedere stilul de viață actual, când pielea noastră este supusă unui bombardament cu detergenți, cosmeticale, băi de soare, etc., eu recomand produse de îngrijire, săpunuri blânde, să fie cu pH-ul apropiat pielii. Când vine vorba de alegere, răspunsul este unul singur. Alege să cumperi săpunuri bio din magazine? Pentru că sunt mai naturale și sunt de calitate, mult mai bună calitate decât restul. Da, clar. De ce? Pentru că sunt bio. Da, aș alege. Pentru că, nu, probabil este mai sănătos față de produsele comercializate. Dacă vă gândiți să vă preparați săpunul acasă pentru un parfum îmbietor, puteți adăuga scorțișoară, cacao, trandafir sau portocală. 7 sculptori, 7 pietre, 3 săptămâni, mii de picături de ploaie și o muncă titanică. Așa arată bilanțul taberei de sculptură Andezit 2012, încheiată recent la Timișoara. Acum, toți cei care trec pe lângă viitoarea parcare din Piața 700 pot admira operele de artă născute din piatră seacă. Au trecut prin ploaie și frig, dar nu au scăpat nici de zilele în care soarele a ars pe cer mai fierbinte ca într-o zi de august. Au luptat înarmați cu flexuri și polizoare. Au avut planuri făcute de acasă sau au lăsat piatra să le spună cum se vrea modelată. Iar în cele din urmă, piatra s-a supus și a ascultat. It's not only the mother who gives birth and grow up the child and after the child takes care of the mother, but can be also the man and woman relationship. Prezint dialogul spiritual, omul care își cară crucea. Finished. It will be finished in the next week, but it's a sort of abstract female form. In the period of working, I changed a little bit my composition. I decided to make two suns will shine in Timișoara. După 3 săptămâni de șantier zgomotos, sculptorii s-au retras din atelierul improvizat în Piața 700, iar liniștea e întreruptă acum doar de câte un utilaj care lucrează la parcarea din zonă.
Pietrele de câteva tone îi așteaptă acum pe timișoreni să le privească, să le atingă, să descopere sentimentele cu care le-au însuflețit cei care le-au dat viață. RCM Timișoara e lider solitar după 5 etape de campionat. În fața unei tribune arhipline, studenții au trecut cu 19-15 de Steaua și formează singura echipă neînvinsă a Superligii. Nu am jucat cel mai bun rugby, dar am câștigat, iar asta e partea pozitivă. Steaua a fost foarte motivată și a reprezentat o provocare pentru noi. Steaua a condus de două ori în prima repriză, dar de fiecare dată eseurile lui Carpo au readus Timișoara în avantaj. RCM a intrat la cabine cu 16-12 după loviturile de picior ale lui Fercu. Bucureștenii au mutat jocul în terenul bănățean în partea a doua. Studenții au scăpat fără eseu primit și au punctat prin lovitura de pedeapsa lui Calafeteanu. Și Steaua a marcat prin același procedeu reușit de Vlaicu și s-a încheiat 19-15. A fost la limită, după cum s-a văzut. Noi n-am venit aici la Timișoara să ne dau la o parte, cum au zis ei. Ne-am întâlnit cu ei înainte de meci și ne-au zis veniți să luați puncte, ceva de genul. Dar s-a văzut că ne-am dat la o parte și am fost aproape. La final, oaspeții au acuzat arbitrajul. Consider că Steaua putea să plece cu cel puțin cu 4 puncte, dacă nu cu punctul bonus de aici, în condițiile unui arbitraj pe care mi l-am dorit. Dacă cineva trebuie să se plângă despre arbitraj, eu ar trebui să fiu acela. Dar nu mă plâng și nu aș fi făcut-o nici dacă am fi pierdut. Noi ne vom analiza jocul și vom vedea ce e de corectat, astfel încât să batem la Baia Mare. Etapa viitoare, Timișoara joacă în deplasare pe terenul campioanei CSM Baia Mare. Chiar înainte de derby, RCM l-a transferat pe sud-africanul Jody Gavin Rose. Jucătorul nu va putea fi folosit însă decât în meciurile oficiale de după pauza de vară. Lei din Banat scriu istorie, au eliminat campioana chiar la ea acasă și joacă finala campionatului. Alvioleții au reușit să câștige pe terenul lui Umobitel cu 70-65 și au câștigat semifinala cu scorul general de 3-0. În fața unei sele arhipline, dar susținuți de 50 de fani veniți de la Timișoara. Alvioleții au condus aproape tot meciul și au tranșat soarta calificării, în special datorită aruncărilor de 3 puncte marca Dragoș Andrei. Alvioleții au declanșat fiesta chiar pe terenul clujenilor. A fost un meci de ujură, un meci pe muche de cuțit până la sfârșit, o bătaie, cum se spune în basket, și uite că noi am reușit să câștigăm până la urmă. Noi am avut o partidă, din punct de vedere a execuției, destul de slabă. Timișorenii vor întâlni AS Softul în ultimul act. Ploieștenii au trecut cu 3-0 de Gazmetan Media și vor juca a noua finală consecutivă. Pentru Lei din Banat este a doua finală din istoria clubului după cea din 2009, când au pierdut chiar în fața AS Softului. Bănățenii vor avea avantajul terenului propriu și în ultimul act. Primele două meciuri ale finalei vor avea loc pe 16 și 17 mai la sala Olimpia. Trofeul de campioană va reveni echipei care va câștiga prima 4 din cele 7 meciuri ale finalei. Final de aventură pentru BCM Danzio în actualul sezon al diviziei A de basket masculin. Alvioletele au încheiat stagiunea pe locul 6 după ce au pierdut și al doilea meci al seriei cu CSU Alba Iulia. Timișorencele au cedat cu 77-83 după ce au condus cu 10 puncte în repriza secundă. Six plays for this team. Am terminat pe 6 cu toate problemele pe care le-am avut. Azi am jucat cu doar 8 jucătoare. A fost un sezon greu. Alba Iulia e mult mai puternică decât noi. Are fost o jucătoare de Euroligă, un buget mult mai mare. Eu sunt mulțumit de cum am luptat azi. I told them it's stupid to play again, you know, at home, so just get back and do the job. So this is what I said and it works. Timișorencele au evoluat în efectiv redus în ultimul meci. Surpriza a venit însă din partea galeriei. Fanii care au făcut deplasarea la Cluj pentru a-i susține pe băieți s-au oprit direct la sală și au scandat până la final pentru Alviolete. A fost un moment așa mai deosebit pentru noi, că am avut și galerie. Nu trebuie să uităm că noi oarecum suntem a treia roată la căruță în sportul timișorian și prima în sportul timișorian feminin. Probabil anii viitor, să sperăm, dacă vom reuși să fim undeva mai sus unde sunt băieții, atunci probabil vor veni și mai mulți spectatori la meciurile noastre. Echipa va intra acum în vacanță până în luna august, când va avea loc reunirea lotului pentru viitorul sezon.
Timișorenii au savurat spectacolul primei ediții a galei Luptă Timișoara. Sala Olimpia a găzduit în weekend un regal de kickbox. Cele 13 meciuri de K1, unul de fete și unul de MMA au ridicat nivelul competiției la care au participat cei mai buni sportivi amatori din Timișoara și nu numai. Pe ansamblu a fost foarte bine, eu sunt foarte mulțumit, sunt puțin răgușit, am strigat la elevii mei cât am putut, de-abia mai vorbesc. În general au fost cei mai buni, s-au luptat pe bune și fiecare a tras victoria spre el. S-a lăsat cu 4 knockout-uri, dar și cu meciuri în care luptătorii au dat totul până în ultima secundă. A fost primul meci, dar așa suntem de la început. Tot, rupem tot ce prindem. E riscant să intre așa în meci? Nu este riscant, dacă, da, poate să fie și risc, da. Norocul contează foarte mult. A fost fain, frumos, meci echilibrat. Chiar dacă a fost adversarul mai greu decât mine, am luptat, n-am avut ce face. Ediția a doua a galei Luptă Timișoara va avea loc tot anul acesta, dar în toamnă. Până atunci, iubitorii artelor marțiale sunt așteptați pe 10 iunie la cea de-a 5-a ediție a trofeului Tamashii, tot la Sala Olimpia. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Grija cumpărătorilor pentru sănătate umple buzunarele agricultorilor. Oamenii renunță încet, încet la produsele din supermarketuri și cumpără marfă mai ieftină și mai bună din piețe. Fermierii sunt și ei încântați că în sfârșit au cui să își vândă legumele și fructele. Alegerile locale vor fi mai colorate ca niciodată în Timiș. În cursă s-au înscris străini care se bucură de dublă cetățenie, conducători ai bisericii sau directori ce fac afaceri de sute de mii de euro. Cu toții sunt dispuși să renunțe la ocupația actuală pentru a deveni aleși. Șapte sculptori, șapte pietre și mii de picături de ploaie au schimbat peisajul din fața viitoarei parcări din piața Timișoara 700. Totul în 3 săptămâni în cadrul taberei de sculptură Andezit 2012. Puteți revedea știrile noastre pe pagina de internet analogtv.ro, iar dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile sau fotografiile surprinse pe adresa știri@analogtv.ro sau sunați la numărul de telefon 0256 200 203. Un reporter Analog TV va prelua apelurile dumneavoastră. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! În următoarele zile, vremea rămâne instabilă și va ploua în aversă, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala ploi predominant sub formă de aversă, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Acesta va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius la Șiria și 12 la Arad. Și mâine vremea rămâne instabilă și se va răci. Cerul va prezenta unele înorări în cursul zilei, când local se vor semnala ploi și averse, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Temperaturile maxime vor fi de 15 grade Celsius la Șiria și 17 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, vreme în general instabilă, cer noros și ploi pe arii extinse. Izolat, mai ales la munte, cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate. Vântul va sufla de la slab la moderat din vest. Minimele vor fi de 11 grade Celsius în Caraș-Sebeș, Reșița și Oravița și 12 în stațiunea Băile Herculane. Nici mâine vremea nu se îmbunează. Cerul va prezenta unele înnorări în cursul zilei, când local se vor semnala ploi și averse, însoțite izolat de descărcări electrice. În cursul nopții cerul va deveni variabil. Vântul va sufla de la slab până la moderat din sector vestic, cu intensificări izolate. Maximele vor fi de 17 grade Celsius în Reșița și în Oravița, 18 în Caransebeș și 22 în stațiunea Băile Herculane. Și în Timiș, la noapte, vreme instabilă și ploi în aversă pe arii extinse, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Acesta va sufla de la slab până la moderat din sector vestic. Temperaturile minime vor fi de 11 grade Celsius la Sân Nicolau Mare, 12 la Jimbolia, Lugoj și Timișoara. Mâine în Timiș, cerul va fi noros și va ploua în aversă. În cursul nopții, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla de la slab până la moderat din sector vestic, cu unele intensificări. Maximele vor fi de 18 grade Celsius la Lugoj și Sân Nicolau Mare și 19 la Timișoara și Jimbolia. La noapte în Timișoara, vreme instabilă și ploi. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector vestic. Temperatura minimă va fi de 12 grade Celsius.
Mâine cer noros, ploi și vânt de la slab la moderat din vest. Maxima zilei va fi de 19 grade. Miercuri vremea se va încălzi ușor, cerul va fi variabil, izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud-vest cu intensificări locale. Temperaturile minime vor fi de 9 grade în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad, iar cele maxime vor fi de 24 de grade în județul Caraș-Severin și 26 în Arad și Timiș. Joi vremea devine din nou instabilă și se va răci. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla de la slab la moderat din nord-vest cu unele intensificări. Temperaturile minime vor fi de 10 grade în Caraș-Severin, 11 în Timiș și 12 în Arad, iar cele maxime vor fi de 26 de grade Celsius în Arad și 27 în Caraș-Severin și Timiș.